E vorba de ordonanța 83, demisă de Guvernul României. Așa, merge, da. Puteți începe. Da. Este vorba de ordonanța 83, emisă de Guvernul României în decembrie anul trecut, care la articolul 37 aliniatul 2 specifică clar faptul că autoritățile publice locale au obligația de a cuprinde în bugetul pentru anul 2015 sumele necesare de contări navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar. La aliniatul 3, tot din acel articol, Ministerul Educației Naționale este obligat, se specifică că Ministerul Educației Naționale este obligat să elaboreze o metodologie de aplicare, de acordare a acestor sume, dar la această oră nu suntem în posesia unei astfel de metodologii și precizăm faptul că în aceste condiții de contare a navetei se face conform instrucțiunii 2 emise de Ministerul Educației Naționale în luna februarie 2011. Conform acestei instrucțiuni, fiecare profesor, fiecare cadru didactic, personal auxiliar care trebuie să beneficieze de contarea navetei, trebuie să depună lunar la Secretariatul Unității Școlare tichetele de deplasare, biletele sau copie după certificatul de matriculare, dacă persoana respectivă este proprietarea unei mașini. Mai departe, Consiliul de Administrație este obligat să aprobe aceste sume și să le transmită în termen de 5 zile Consiliul Local, unității primarului, practic, unității administrative teritoriale. Probleme în decontarea navetei cadrelor didactice au tot fost în ultimii ani. Sindicaliștii speră că această ordonanță va duce la reglarea acestor probleme. Anul trecut au fost probleme în decontarea navetei? Sigur că au fost. Au fost anul trecut, au fost și în ceilalți ani. Sunt primării care au decontat 100%, sunt primării care au decontat într-un anumit procent, sunt primării care n-au decontat deloc. Din păcate, cadrul legislativ este de așa natură încât n-a existat o uniformizare în acest sens la nivelul județului, la nivel național, practic, dar sperăm că cu această ordonanță, cu acest articol din ordonanța 83, să remediem problema, pentru că altfel, cu siguranță, vom ajunge din nou în instanță.